Vreau să subliniez în mod prioritar că până pe data de 21, conform informărilor care le-am avut eu personal ca prim-ministru și discuțiilor cu reprezentantul FMI aici la Chișinău, misiunea a avut mandatul de a veni în Republica Moldova pentru a discuta, negocia și semna un acord memorandum cu Republica Moldova și programul de țară privind politicile economice și financiare. Urmare anunțării demisiei de către guvernatorul Drăguțan, acest mandat a fost retras, respectiv astăzi misiunea urmează să activeze în perspectiva apropiată în doi pași. Cel puțin asta este situația care am fost informați la zi. Primul pas vizează evaluarea politicilor curente ale Guvernului și Băncii Naționale pe domeniile vitale pentru dezvoltare și agreierea direcțiilor de politici în perspectivă scurtă și medie de timp. Și pasul 2. Perspectiva semnării unui acord memorandum, un program de țară, după confirmarea de către Parlament a noii conducerii a Băncii Naționale. Asta este un rezumat al viziunilor de viitor.